Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Igor Dodon a plecat într-o vizită neanunțată la Moscova. Președintele a confirmat plecarea abia după ce zvonuri apăruseră deja. Decizia arbitrajului de la Stockholm este o măsură provizorie, afirmă Agenția Proprietăți Publice, asta după ce Avia Invest a anunțat că rezilierea contractului de concesionare a aeroportului trebuie oprită. Ajutoarele de la stat sunt mizerabile, afirmă agricultorii amărâți că roada le-a fost compromisă total. Un șchiulete de porumb nu găsește într-un lan întreg. Porumbul e compromis practic la 100% și floarea soarelui cred că 80-90%. La aproximativ o lună de când a revenit, Igor Dodon a plecat din nou la Moscova. Pe rețelele de socializare, președintele a anunțat despre vizita sa după ce despre asta a spus noaptea trecută Renata Usatăi tot pe Facebook. Întreprind o scurtă vizită de lucru la Moscova, unde intenționez să mă întâlnesc cu oficiali ruși pentru a discuta aspecte legate de intensificarea și aprofundarea relațiilor de colaborare moldoruse în toate domeniile de interes comun. Așa și-a anunțat Igor Dodon plecarea sa spontană spre capitala rusă, întrucât anterior acesta nu și-a anunțat intenția de a merge acolo. Se întâmplă după ce noaptea trecută Renato Usatăi scria pe Facebook că președintele a plecat, iar vizita sa ar fi secretă. La Moscova intenționează să-i convingă pe unii dintre mentorii săi de presupusa sa victorie de neînlocuit în alegeri și de necesitatea sprijinului din partea Moscovei. Dodon, bietul om, nu știe încă că aceștia știu mai multe despre eșecul său în alegeri decât consilierul jumătate Vartanian. Se arată în postarea lui Usatăi. Dodon însă spune că scopul vizitei sale este să discute mai multe subiecte despre care, de altfel, spunea și în iunie că le-a discutat. Planific să discut cooperarea în domeniul economic, facilitarea exportului mărfurilor noastre pe piața rusă, reluarea negocierilor cu Federația Rusă în privința creditului de circa 200 de milioane de euro, a mai scris Dodon. Nu este clar cu cine are de gând să se întâlnească Igor Dodon acolo. Potrivit agenției de presă ruse TASS, Vladimir Putin nu are în plan să se vadă cu Dodon. O astfel de întâlnire nu este înregistrată în programul de lucru al lui Putin, a declarat serviciul de presă de la Kremlin pentru TASS. Pe 25 iunie, atunci când șeful statului se afla în vizită la Moscova ca să participe la parada militară care a fost amânată de pe 9 mai, Dodon se lăuda pe Facebook cu rezultatele vizitei sale. Chiar dacă e pandemie, la parada de la Moscova au participat atunci la indicația lui Igor Dodon și 75 de militari din Garda de Onoare a Armatei Naționale. Momentul lor de apariție în Piața Roșie nu a durat niciun minut. Pentru asta Dodon a fost dur criticat de opoziție. Agenția Proprietăți Publice, cea care a inițiat rezilierea contractului de concesiune a aeroportului, susține că decizia arbitrajului de la Stockholm este una temporară și firească atâta timp cât există un litigiu. Într-un comunicat, instituția precizează că a fost informată ieri despre decizia prin care rezilierea contractului cu Avia Invest nu poate fi efectuată deocamdată. Acest anunț îl făcuse ieri compania concesionară a aeroportului. Ministerul Justiției a selectat ieri biroul de avocați pentru această cauză și care, potrivit ziarului de Garde, ne va costa în jur de 155.000 de euro. Despre faptul că aeroportul va reveni în proprietatea statului a anunțat acum câteva luni Igor Dodon, acuzat de atac Raider, de către cei de la Avia Invest. Bărbatul care a spart ușa guvernului cu un buzdugan în timpul unui protest al veteranilor va compărea în fața judecătorilor. Procuratura municipiului Chișinău a expediat dosarul în judecată. Incidentul a avut loc în martie. Potrivit procuraturii, acesta este învinuit de huliganism și riscă o amendă de până la 50.000 de lei, ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 3 ani de pușcărie. În cursul urmăririi penale, acesta a achitat în mod benevol prejudiciul cauzat statului în valoare de 2.444 de lei. Responsabilii de la procuratură afirmă că inculpatul nu a luptat în conflictul armat de pe Nistru. Veteranii războiului au refuzat să-și asume răspunderea pentru acțiunile acestuia. Pe lângă faptul că seceta le-a compromis aproape în totalitate culturile de porumb, grâu sau floarea soarelui, agricultorii mai au parte de o lovitură, de această dată din partea statului. În câteva zile, oamenii vor beneficia de compensații de la autorități pentru pierderile suferite, însă aceștia se plâng că acest ajutor nu e altceva decât bătaie de joc în adresa lor. Nicolae Scurtu este agricultor de 8 ani, are peste 150 de hectare de porumb și floarea soarelui și povestește că nu a mai prins un an atât de secetos. Din cauza secetei
din vara anului acesta. Practic, iarna tot nu a fost umiditate, nici nu a fost omăt, nu a fost așa, n-am văzut. Cred că n-am avut nici într-un an. După cum se poate vedea, toată cultura de porumb este uscată și fără vlagă. Iar proprietarul câmpului spune că roada este compromisă 100%. Porumbul e compromis practic la 100% și floarea soarelui cred că 80-90% tot e compromis. Aceeași situație tristă e și în câmpul lui Victor Boțan. La început a fost foarte bun, dar ultimele o lună jumate, cum îi vedeți? Cheltuielile au fost mari, susțin agricultorii, iar pierderile i-au lăsat cu buzunarele goale și fără nicio speranță. Fiecare hectar costă investiția 7-8 mii de lei, adică sămânța, inputurile toate și motorina, adică tot lucrul, tot este undeva la 7-8 mii de lei. S-au investit undeva 1.200.000 de lei și până la urmă nu vedem nicio, adică suntem la zero practic. Cheltuielile cam ur să fie undeva tot cam aceleași cam cât le-am băgat, adică da, încă avem în plus, trebuie cumva să curățăm terenurile astea. Nici nu știm cum să le curățăm, cum să le eliberăm pe la anul viitor, probabil că nu știu cum să ne dezvoltăm. Așa, avem credite. În plus, oamenii afirmă că ajutorul ce urmează a fi oferit de stat e practic egal cu zero în raport cu prejudiciile suferite. 3-400 de lei. Asta e mizeră. Asta e o bătaie de joc. Asta e o bătaie de joc. Nu, pur și simplu, n-ați putem funcționa. În timp ce agricultorii își numără pierderile, premierul Ion Chicu a declarat astăzi că pentru aceștia vor fi alocate 200 de milioane de lei. În plus, Chicu îndeamnă oamenii ca pe viitor să se asigure. Cele 100 de milioane de lei care vor fi oferite din Fondul de Subvenționare a Agriculturii, deci noi am aprobat acel regulament vineri, de asemenea, în paralel cu aceste 100 de milioane, din Fondul de Intervenție vor mai fi alocate 100 de milioane de lei. Este clar că nu poate fi acoperite toate pierderile agricultorilor, deci noi am venit cu propunerea de a majora subvenționarea primei de asigurare din bugetul de stat de la 50 la 70% în condițiile de riscuri crescânde climaterice. Agricultorii trebuie să orienteze la piața asigurărilor, să se asigure și respectiv să, în caz de asemenea cataclisme. A vrut să facă un bine, dar s-a ales cu două amenzi. Un bărbat din Soroca a fost sancționat pentru că ar fi transportat o persoană contraplată care s-a dovedit a fi un inspector al Serviciului Fiscal din Soroca. Bărbatul susține totuși că nu a primit niciun leu și că declarațiile inspectorului sunt false. Contactat telefonic, acesta ne-a spus că totul a fost făcut conform legii. S-a apropiat un domn de mine și m-a rugat să-l ajut să-l duc până în satul de aproape de oraș și ia actele că le-a uitat. Dar eu totuși mă ducem în direcția și ea și l-am luat, mă rog, și normal că am vrut să-l ajut într-un fel. Totul s-ar fi întâmplat în orașul Soroca în august anul trecut. Eduard Voinițchi susține că a vrut să facă o faptă bună, dar la câțiva kilometri distanță a fost oprit de oamenii legii și de inspectorii ANTA. Dumnealui s-a coborât din mașină jos, s-a prezentat că este un colaborator de la FIS. Drept urmare, bărbatul a fost sancționat cu 11.500 de lei, fiindcă ar fi luat bani de la pasager. O scris că el că când mi-a achitat 1.100 de lei. Dar de fapt nu mi-a chitat nimic, eu nici n-am cerut bani de atunci, când a fost ședintă judecată. De acum el a dat altă declarație, o a chitat 70 de lei. Eduard Voinițchi afirmă că toate declarațiile inspectorului nu sunt adevărate. Responsabilii de la Serviciul Fiscal de Stat din Soroca nu ne-au răspuns la telefon, iar inspectorul acuzat de bărbat ne-a răspuns foarte succint, spunând că la fața locului ar fi fost dovezi și martori. Domnul s-a adresat în instanțe împotriva Serviciului Fiscal de Stat, împotriva la acțiunile care au fost efectuate și au avut pierdere. S-a expus judecata de faptul dat. Ce pot să vă spun? Puteți să vă adresați la aparatul central al Serviciului Fiscal de Stat pentru o reacție. Contul pe care trebuie să achităm amenda este scris în proces greșit. M-am verificat la fisc, acolo șede bani. Nu se duce în aer, așa ne-a spus și mie. 750 lei și am o datorie de 1.500. Vreau să obțin anularea procesului, că este un proces incorrect și făcut ilegal. Bărbatul a contestat în judecată ambele dosare. Curtea de apel Bălți însă a susținut amenda aplicată de Agenția Națională Transport Auto. Dacă instanța de judecată a lăsat în vigoare decizia inspectorului de a fi amendată persoana, înseamnă că sunt primite pentru a lăsa această hotărâre în vigoare. Iar ședințele de judecată în privința amenzii aplicate de inspectorul Serviciului Fiscal de Stat sunt amânate la judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana. Potrivit legii, șoferii au voie să ia pasageri doar cu câteva condiții. Orice persoană care face o cursă poate lua un pasager la bord,
dar este interzis ca această cursă cu pasager să fie plătită. Din momentul când apare plată pentru un serviciu, deja se reglementează și conform legislației în vigoare. Amenda pentru această încălcare variază între 10.000 și 25.000 de lei. Totodată, în funcție de caz, pot fi aplicate puncte de penalizare, reținute plăcile de matriculare a vehiculului sau carnetul de înregistrare a unității de transport, nu și permisul de conducere. În timp ce mulți dintre noi nu mai știm ce să facem cu plasticul, o femeie dintr-un sat din Drochia și-a amenajat toată curtea din recipiente, iar din capace a făcut un mozaic. Vedeți că lumea aruncă la gunoi, dar nu trebuie de aruncat nimic, tot merge în folos. Cât timp i-a trebuit Tamarei Rusu să adune tot acest plastic și care este următorul ei proiect, vă spunem în continuare. Rușii arestați în Belarus, acuzați de Minsk că sunt mercenari din grupul Wagner, se duceau în America Latina, anunță Moscova după ce s-a întâlnit cu deținuții. Autoritățile belaruse susțin că aceștia urmau să destabilizeze situația înainte de alegerile prezidențiale de duminică. Moscova respinge aceste acuzații și cere explicații. Șeful anchetatorilor belaruși a anunțat că suspecții prezintă versiuni contradictorii. 11 dintre ei au declarat că se aflau în drum către Venezuela, alții 15 către Turcia, 2 către Cuba, iar unul către Siria. Unul a spus că nu-și cunoștea destinația, iar alții 3 au refuzat să vorbească. La exact 2 ani de la surparea podului Morandi, soldată cu 43 de morți, Italia a inaugurat noul pod de la Genova. La eveniment însă nu au participat familiile victimelor, care consideră ceremoniile deplasate. Lansarea a început totuși cu un minut de reculegere. Bravo! Rudele victimelor au refuzat să vină la ceremonie. Pratica noi non ce la sentiamo umanamente di essere lì, perché essere lì e pensare a quell'altezza e a quel giorno sarebbe devastante per noi. Non è una polemica, vogliamo, come dire, che le persone rispettino il nostro dolore. Înainte de tăierea panglice au fost rostite numele tuturor celor 43 de persoane care și-au pierdut viața acum 2 ani când podul s-a prăbușit. Angela Zerilli, Corsico. Diciotto piloni ben radicati nel suolo, 43 lampioni, ognuno uno per ogni vittima del crollo, che si elevano sino a dominare il mare. 43 steli altissimi che si accenderanno ogni notte. După ce podul a fost sfințit, patrula acrobatică a forțelor aeriene a survolat orașul. Președintele Republicii a fost primul care a traversat în mod oficial cu mașina podul, o lucrare a celebrului arhitect Renzo Piano, născut la Genova, care a desenat centrul Pompidou și noul palat de justiție de la Paris. Alb, podul are forma carenei unei nave. It's like a white vessel crossing the valley. I think the children will call la nave, the ship. You know, all the buildings have a nickname. And I think this will be the nickname of this building. Podul a fost construit în 12 luni. Ultimul tronson cu o lungime de 1 km a fost pus în aprilie. În urmă cu 10 zile, 56 de camioane de 44 de tone fiecare, 2500 de tone în total, au testat soliditatea podului. Noul viaduct a fost construit în locul podului Morandi, care s-a prăbușit pe 14 august 2018. Oddio! Oddio! Per un pelo la gente salva. 10 de vehicule aflate în drum către vacanță sau serviciu au căzut împreună cu podul, iar printre cele 43 de victime sunt și 4 copii. Surparea podului a condus la o dură bătălie judiciară aflată în curs. Ancheta preliminară urmează să fie finalizată în octombrie, iar procesul judiciar propriu-zis urmează să înceapă la începutul anului viitor. Situația inedită pentru Casa Regală Spaniolă, fostul rege Juan Carlos părăsește Spania pentru a locui în altă țară, al cărei nume nu a fost dat însă publicității. Fostul monarh l-a anunțat de decizie printr-o scrisoare pe fiul lui, actualul rege Felipe, și a precizat că a luat hotărârea pe fundul scandalurilor financiare în care a fost implicat în ultimii ani. Juan Carlos a adăugat că vrea să se asigure că nu-i va îngreuna rolul urmașului său. Fostul rege este anchetat de Curtea Supremă de la Madrid, dar și de procurorii elvețieni, după
bagaje în conturile lui au fost găsite 100 de milioane de euro, bani care ar fi fost primiți cadou de la regele saudit Abdullah. Și-a transformat curtea casei în ceva inedit, utilizând cea mai simplă materie primă, sticle din plastic. Din capace a creat un mozaic pe peretele casei, iar din recipiente a modelat copaci, animale și păsări în ogradă. Tot satul știe despre pasiunea femeii de la Drochia și spune că a colorat mahalaua. Tamara Rusu locuiește de viață în satul Baroncea, Drochia, iar acum câțiva ani și-a descoperit o pasiune neobișnuită. Reciclează recipiente de plastic și creează artă. Deși totul părea ca o simplă încercare, acum nu trece o zi fără ca să mășterească ceva. Vedeți că lumea aruncă la gunoi. Dar nu trebuie de aruncat nimic, tot merge în folos. În 2 ani a adunat 5 saci de capace din mai toate locurile posibile. Femeia spune că le strângea și de pe la gunoiștile din satele vecine. Eu numai 2 săptămâni la Drochia la gunoiște am șazut. Numai 2 săptămâni la Drochia. Mă ducem dimineața cu rutiera și vrem seara cu rutiera, tot cu cărușorul. Și le aducem. Cei care o cunosc spun că are mâini de aur. Prima lucrare și cea mai mare este mozaicul de pe peretele casei. Am strâns capașii 2 ani de zile, dar am bătut în 2 luni și am vopsit 1 lună. De mare ajutor sunt copiii din sat, spune femeia. Nepoței și mițteia, se duc la magazin, de acolo vin și ne aduc capașii. Ia că noi am găsit, ia că noi, deja de la Chișinău, e la Chișinău și de la Chișinău tot în culoc ne-a dus capașii. Ne-au ajutat copiii din sat, au auzit că eu strâng și vin eu și mă întrebau, tăi Tamară, să dușe, mă dușe și eu le plătim. Laisa-i 68 de ani, acum creează nu doar din căpace, dar și din sticle de plastic, iar imaginația femeii îi evidențiază gospodăria. Vin tineretul, se filmează, la nunț vin nerineareasa, se filmează. Poate să ne fotografiem, poate, poftim. Le place, chiar și așa lumea vine din sat. Deci să vedem. Acum în derulare sunt palmierii care curând și ei vor decora curtea. Vecinii la rândul lor spun că sunt inspirați de entuziasmul femeii. Последние, так скажем, 7-8 лет дом очень яркий, он такой, как, знаете, яркое пятно на нашей улице. В общем, когда проходишь, у нее помимо украшений, все с цветами, все, она подходит ко всему очень творчески. În timpul apropiat, Tamara Rusu va decora și curtea grădiniței din sat. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Până atunci, o zi frumoasă să aveți!